am ajuns aici. Mănăstirea rupestră. Ia. Și un cățeluș de munte. E frumos drumul ăsta. Ne-am îndrăgit aici și acolo se intră în mănăstire. N-avem voie să filmăm. N-avem voie. Dar totuși... Ia să mergem pe săgeată, spre schit. E frumos. Ai aprins lumânări? Normal. Bravo. Am găsit căsuța lui Frodo. Uitați! Micul hobbit. Aici! Doamne, ce drăguță e! Bine, scrie pe ea magazin, dar... Atât de faină! Căsuța din... Iar aici... Nu știm exact ce e. S-ar putea să fie terasă. Nu e terasă, e tot... Ei sunt ai noștri. Denis și Iulia. Gașcă minunată, o să-i vedeți voi. Aici sunt elea cu barbă. Donații. Și un altar frumos. Care e magia cu schitul, nu schitul, cu acea bisericuță în stâncă. Când intri acolo, începi instantaneu să te rogi. Fără să-ți propui asta, fără să te gândești de dinainte, cum ai intrat acolo, te gândești la Dumnezeu și începi să vorbești cu El în gând. E fain, merită să veniți până aici. La ce folosești, Marius, Smirna și tămâia? Refuz să răspund la această întrebare. Deci nu știi. Le-ai cumpărat și nu știi ce să faci cu ele. Refuz să răspund la această întrebare. De ce? E secret? Doar tu știi cum trebuie folosită ca să aibă efect? Să intre presa. El le miroase. Da. Nu vrea. Este din Mihăilești. Din ce e făcută? Poliția nu lăsați presa să intre? Din ce e făcută, domne?
Păi a venit ieri din Mihăilești, acum e proaspătă, vrei să gustați? Da, na. Vrei scandal? Hai, să am și eu. Trebuie să ai un pic de rușine și respect față de ceilalți. Ai... Nu mai vapora, păi, fuma, păi, acel... acea chestiuță, asta? Acea chestiu, da, această pipă electronică. Unde să nu vaporez, să nu vapez? Oriunde, unde? În aer liber? În aer liber, unde e multă lume. Așa. Nu trebuie. Și mai ales în metrou, cum se duc unii și fumează această chestiuță în metrou. Nu e bine, că e deranjant pentru unii oameni. Și corect, poate are, au bunul simț și nu-ți zic. Da. Și că, dar tu trebuie să te simți așa, să ai respect față de deci, ceilalți. Deci, fără... oricum îl deranjează orice, e nebun. Deci, fără așa ceva în metrou, ați auzit? Fără așa ceva în metrou. Bun. Să ne respectăm regulile. Unde-i consul? Asta e piatră care crește? Da, e piatră vie, se numește trovan. Și ai... cum o recunoști? După formă. Încă e rotundă, așa ba, ca o mămăligă? E perfect rotundă și se formează în mii de ani. Și crește în dimensiune. Singură? Singură, da.